Meteorologii au emis o nouă avertizare de fenomene meteorologice extreme, ploi torențiale, vijelii și grindină pentru 26 de județe. Atenționarea cu cod galben vizează Transilvania, Maramureșul, Banatul, Crișana, Oltenia și nordul Moldovei și este valabilă astăzi până la ora 23. Meteorologii ne-au avertizat din nou asupra fenomenelor meteo extreme. 26 de județe se află până la ora 23 sub avertizare. Ploile vor avea caracter torențial, intensificări de scurtă durată ale vântului ce vor lua aspect de vijelie, descărcări electrice și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 25-30 de litri pe metru pătrat și izolat 50 de litri pe metru pătrat. De asemenea, sunt așteptate averse, descărcări electrice și vânt puternic în zonele de munte. Clujul, Maramureșul, Sălajul și Bistrița Năsăud se numără printre județele unde există risc de viitură. Autoritățile le recomandă turiștilor care se aventurează pe trasee montane să își anunțe prezența jandarmilor montani și salvamontiștilor și să evite camparea în zona torenților de pe versanți, văilor, pâraielor, a podurilor și podețelor. Cetățenilor li se recomandă să nu iasă pe cât posibil din casă și să își închidă ferestrele de la locuințe. Dacă deplasarea în exterior este totuși necesară, se va evita trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcțiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi dislocate de vântul puternic, precum și a imobilelor aflate în construcție. Șoferii sunt sfătuiți să nu își parcheze mașinile în zonele amintite anterior și să nu atingă stâlpii sau firele căzute la pământ.